Un sistem de inecuații de gradul 1 este format din două sau mai multe inecuații. O soluție a unui sistem este un număr real care verifică fiecare inecuație, deci mulțimea soluțiilor unui sistem se obține intersectând mulțimile soluțiilor fiecarei inecuații. Începem cu acest sistem. X plus 1 supra 2 plus X plus 2 supra 3 este mai mare decât X plus 3 supra 6, și 5x minus 2 supra 2 este mai mic sau egal decât 6x plus 3 supra 4 plus 1. Vom înmulți prima inecuație cu 6 ca să eliminăm numitorii și a doua inecuație cu 4. Și obținem 3 pe lângă x plus 1 plus 2 pe lângă x plus 2 este mai mare decât x plus 3. Iar a doua inecuație se va scrie 2 pe lângă 5x minus 2, mai mic sau egal decât 6x plus 3 plus 4. În continuare desfacem parantezele și avem 3x plus 3 plus 2x plus 4 mai mare decât x plus 3. Și 10x minus 4 este mai mic sau egal decât 6x plus 7. În continuare, separăm termenii care conține cunoscuta x de ceilalți termeni. 3x plus 2x este 5x minus x, 4x. Mai mare decât minus 4. Apoi 10x minus 6x este 4x, mai mic sau egal decât 7 plus 4, 11. X este mai mare decât minus 1, am împărțit prima inecuație la 4 și x mai mic sau egal decât 11 supra 4. Soluția acestui sistem este formată din acele numere reale strict mai mari decât minus 1 și mai mici sau egale cu 11 supra 4. Așadar, soluția sistemului se obține intersectând aceste două intervale. Avem intervalul minus 1 infinit, care reprezintă soluția primei inecuații, intersectat cu intervalul minus infinit 11 supra 4. Acest interval este soluția celei de-a doua inecuații, iar intersecția celor două intervale va fi intervalul minus 1, 11 supra 4. Acest interval este soluția sistemului de inecuații și trecem la un al doilea exercițiu. Al doilea sistem este format din trei inecuații de gradul 1. Iată, 4x plus 6 mai mare decât x minus 3, 6x minus 3 este mai mic sau egal decât 2x plus 1 și 2x plus 5 este mai mare decât 3x minus 1. O să rezolv pe rând fiecare inecuație. Prima inecuație, 4x plus 6 este mai mare decât x minus 3. Obținem 3x mai mare decât minus 3 minus 6 minus 9. Împărțim la 3 și obținem x mai mare decât minus 3. X aparține intervalului minus 3 infinit. A doua inecuație, 6x minus 3 mai mic sau egal decât 2x plus 1. Avem 4x mai mic sau egal decât 4, x mai mic sau egal decât 1, x aparține intervalului minus infinit 1. Și ultima inecuație, 2x plus 5 mai mare decât 3x minus 1, minus x mai mare decât minus 6. Înmulțim inecuația cu minus 1 și se schimbă sensul inegalității. Avem x mai mic ca 6. X aparține intervalului minus infinit 6. Acum soluția sistemului se obține intersectând cele trei mulțimi, intervalul minus 3 infinit, intersectat cu intervalul minus infinit 1, intersectat cu intervalul minus infinit 6.
Pentru a vedea mai bine intersecția acestor trei intervale, o să le reprezentăm pe o axă. Avem 0, minus infinit, infinit, minus 3, aici este minus 3, 1 și 6. Primul interval, minus 3 plus infinit, iată, în această porțiune avem numerele mai mari strict decât minus 3. La minus 3 avem o paranteză deschisă. Al doilea interval, minus infinit, 1. La 1 avem o paranteză dreaptă. Iată, în această zonă avem numerele strict mai mici decât 1. Și ultimul interval, minus infinit, 6. La 6 avem paranteză rotundă. În această porțiune avem numerele strict mai mici decât 6. Intersecția celor trei intervale este dată de porțiunea hașurată cu cele trei culori. Iată, avem intervalul minus 3, 1. Așadar, soluția acestui sistem va fi intervalul minus 3, 1, deschis la minus 3 și închis la 1. În concluzie, pentru a rezolva un sistem de inecuații de gradul 1, rezolvăm fiecare inecuație a sistemului, iar la final, mulțimea soluțiilor se obține intersectând mulțimile soluțiilor fiecarei inecuații.